siguranță că aceste dansuri din zona de sud a țării noastre vă sunt familiare. Atracția festivalului sunt însă în special participanții exotici, spre exemplu cei din Chile. Și participanții din Columbia au făcut spectacol. Publicul s-a bucurat de fiecare moment oferit de cele 10 ansambluri participante din Bosnia-Herzegovina, Bulgaria, Chile, Columbia, Grecia, Italia, Olanda, Republica Moldova, Turcia și România. Suntem la 10-a ediție a Zilelor Mușcerului și Argeșului și la 33-a ediție a Festivalului Internațional Carpați. Doamnelor și domnilor, sunt mândru și am demnitatea mea de argeșan și mușelean să-i văd pe distinși domni reprezentanți ai tradițiilor acolo de unde provin, din țările dânșilor, într-o competiție corectă și concretă pe teritoriul județului Argeș. Parada și spectacolul oferit de participanți se mută în fiecare zi în alt oraș din Argeș, cu excepția municipiului Curtea de Argeș, acolo unde sâmbătă are loc înmormântarea reginei Ana.